Bine. Bună seara! Va fi o foarte scurtă declarație. Astăzi am finalizat un proces de negociere care durează de 2 săptămâni. Un proces de fuziune între Partidul Mișcarea Populară și UNPR. Sigur, după cum ați observat, sunt destui parlamentari din UNPR care au plecat la PSD. Nu ne deranjează pentru că opțiunea noastră este să facem o fuziune cu un partid în care cea mai mare parte a parlamentarilor nu au opțiune pentru PSD. Va fi o fuziune. Miercuri, săptămâna viitoare, vom avea fiecare partid congresele de fuziune. Domnul președinte, vă mulțumesc. Este un proiect în care ne-am pus speranță că oferim un viitor celor care ne-au votat la alegerile locale. Sunt peste 300.000 de voturi care așteaptă ca șefii de organizație, colegii noștri care sunt astăzi președinți în județe, care sunt în Parlament, să poată continua în toamnă, la nivel parlamentar, toate proiectele pornite. Încă de la plecarea Partidului am spus că vom avea o politică de alianțe care să ne permită o dezvoltare, o creștere și o menținere a echilibrului în România între cele două mari puteri. Cred că sunt foarte mulți români care vor să aleagă altceva decât PSD sau PNL și cred că împreună putem oferi alternativa, în primul rând, pentru capitalul românesc autohton, pentru agricultori, pentru cei care produc în România și pentru cei care au într-adevăr speranță că România poate să dea mai mult în viitor. Sunt convins că drumul pe care îl pornim astăzi va fi un drum care va da foarte multă încredere românilor. Sunt foarte mulți colegi astăzi, în unanimitate, colegii mei au spus că aceasta este varianta cea mai bună. Suntem încrezători că avem într-adevăr proiectul cel mai bun în față. Mulțumesc! Vreau să fac o precizare. În cenul care s-a desfășurat la ora 17, votul pentru fuziune a fost în unanimitate. Drept pentru care, în conformitate cu statutul nostru, am semnat cu domnul președinte Steriu acordul de fuziune. Partidul se va numi Partidul Mișcarea Populară. Insemnul electoral se menține, insemnul electoral al Mișcării Populare și imnul este al Mișcării Populare. Noul partid, care se va numi Partidul Mișcarea Populară, păstrează toate insemnele Partidului Mișcarea Populară. Va fi o distribuție echilibrată a puterii în teritoriu. Pentru că analiza pe care o facem de 2 săptămâni ne arată că acolo unde Partidul Mișcarea Populară este puternic, sunt slăbiciuni mai mari la UNPR. Și unde Partidul Mișcarea Populară este slab, a avut rezultate slabe la alegeri, este mai puternic ca UNPR-ul. Deci avem o soluție echilibrată de 50-50%. Vă mai pot spune că PMP-ul actual are 2 prim vicepreședinți, domnul Siegfried Mureșan și domnul Diaconescu. Noul partid va avea 4 vicepreședinți, prin vicepreședinți pe care îi va desemna UNPR-ul până în iar. Se vor partaja funcțiile în mod egal. Cum vor fi implementate protocolurile de colaborare cu PNL pe care PNL are în acest moment? Cum? PNL are diverse protocoluri de colaborare cu PNP, de exemplu Mirfov. Cum vor fi implementate? Dar nu numai, rămân așa cum sunt. Deci nu stricăm majoritățile făcute, fie că s-au făcut cu PSD-ul sau s-au făcut cu PNL-ul. Este cazul Partidului Mișcarea Populară. Ceea ce nu înseamnă că grupurile Partidului Mișcarea Populară nu vor crește în mod corespunzător și în Parlament și în Consilii. Dar acolo unde oricare din partide a dobândit funcție în administrație va fi susținută
la acea funcție pentru menținere în administrație. Se duce la timpul de la PSD? Deocamdată e aici. Vă mutați acolo? Veți... Rămâne să discutăm, dar s-ar putea să facem o școală politică acolo. Deci, vreau să vă mai dau un detaliu. Eu cu domnul președinte Steriu am lucrat foarte bine când eram președinte. Dacă vă aduceți aminte, l-am desemnat președinte al Comisiei pentru Agricultură și s-a elaborat acel raport important pentru viziunea asupra agriculturii. Deci, nu ne-am cunoscut nici ieri, nici al altăieri. Am lucrat destul de bine împreună. Pentru domnul președinte Steriu am și o întrebare. UNPR a fost perceput de-a lungul timpului ca o expresie politică a armatei, în sensul frumos al cuvântului. Ce puteți dumneavoastră în actuala conjunctură oferi sau promite armatei? Și pentru domnul președinte Traian Băsescu, mâine s-ar putea ca NATO și Rusia să anunțe ceva de genul NATO plus Rusia egal LOV, la, mă rog. Ce erau? Deci vor declara dragoste tehnică mâine. Domnul Săriu, ce funcție primiți în noua facultate? Nu mă ascultat despre funcții, să dau și răspunsul. Într-adevăr, UNPR a avut foarte multe proiecte legate de armata română, de militarii români. Toate aceste proiecte fac parte din acele proiecte menționate la început. Vom continua tot ce înseamnă sprijin pentru militarii, cei care sunt rezerviștii, toate cadrele militare care au avut prin noi reprezentați atât în Parlament cât și în Guvern. Vom continua și pentru agricultori toate politicile și, așa cum am spus, pentru capitalul autohton. Suntem, până la urmă, partidul în care foarte mulți români patrioți și-au pus speranța și acest mesaj va fi inclus pentru că, cu siguranță, în perioada următoare nu vom lucra numai la partea juridică a fuziunii, vom lucra și la ce înseamnă viitorul program de guvernare. Toate aspectele economice, sunt foarte multe direcții care converg și ne-am regăsit pe toate aceste mesaje. Cum spuneam, nu de ieri, de azi lucrăm împreună. Am fost în echipa domnului președinte Băsescu la administrația prezidențială pe partea de agricultură. Sunt foarte multe idei comune plecate de mulți ani. Să nu uităm, partidul nostru s-a înființat acum 6 ani și a fost un partid care timp de 2 ani a sprijinit la vremea respectivă foarte multe. Dacă anunță că ei se iubesc, că tot a fost o ceartă între îndrăgostiți, ce credeți că ar trebui să